Vești bune atât pentru pacienți cât și pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Bugetul pentru sănătate va crește începând de anul viitor. Vor fi mai mulți bani în comparație cu 2013. Dacă dăm la o parte acei 3 miliarde jumate pe care am plătit pentru aducerea la zi a plăților, când vom avea exact și partea de venituri și nu doar limita pe care o știm acum informal și pe care nici nu e corect și nici nu e normal, să o spun public înainte să se ia decizia în guvern miercurea viitoare. Probabil că și pe partea de colectare vom vedea o sumă mai ambițioasă decât ceea ce a însemnat colectarea anul acesta. Noua listă de medicamente compensate și gratuite, precum și programele Ministerului Sănătății, vor fi principalele două priorități ale CNAS pentru 2014. Pentru anul 2014 avem două provocări foarte importante. Prima provocare va fi noua listă de medicamente compensate și gratuite, acolo unde sunt foarte preocupat să estimăm cât mai bine impactul bugetar. A doua mare provocare este aceea că primim în derulare toate programele Ministerului Sănătății. Primind toate programele Ministerului Sănătății, ne așteptăm ca în buget să regăsim în plus față de ce știm noi în acest moment și de asta nu vă pot da o cifră, suma pe care a cheltuit o Ministerul Sănătății în acești ani cu programele Ministerului Sănătății. Chiar și așa, datoriile României sunt foarte mari în acest sector de activitate. Cei mai mulți bani, peste 53 de milioane de euro, trebuie plătiți pentru servicii medicale acordate asigurațiilor români în Germania.